entraînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Da? Lumea zice că sunt arogantă, dar nu sunt arogantă, dar așa par. Na, se întâmplă. Sunt răsăturile noastre și mie mi se întâmplă același lucru. Poate puțin masculine, care duc spre ideea de stai deoparte. Păi pe mine poate să mă abordeze oricine, cu bun simț. Da. Adică atâta e, asta e tot ce cer. Tu trebuie pentru mine a devenit de neauzit. Nu știu de ce. Nu-l mai suport. Și dacă îmi spune cineva trebuie să faci asta, chiar dacă lucrul ăla e ok, da, nu-l fac. Pentru că a zis cineva trebuie. Adică, deci chiar că e un semnal de alarmă și trebuie să avem grijă, nu, să nu-l folosim. Deși în aparență ne place să spunem că trăim într-o democrație, mie mi se pare că ne apropiem din ce în ce mai tare de Orwell. Din ce în ce mai tare. Și nu vreau să stau în rând. Deci am făcut o fixație pe asta. Nu vreau să stau în rând, nu vreau. De-aia nu vreau să merg la premiere. Nu vreau. Mă duc după o săptămână. Da, toată lumea. Nu vreau să fiu ca toată lumea. Nu vreau să mă îmbrac de la nu știu ce casă. Nu vreau. Pentru că nu... cum să spun eu? Faptul că tindem să devenim la fel, să vedem aceleași filme. Toată planeta vede aceleași filme. Toată planeta vede aceleași seriale. Această cultură de masă, mie mi se pare foarte periculoasă. Da. Mai multe detalii neștiute despre viața marii actrițe, dar și despre povestea de iubire cu regretatul soț, aflați astăzi, începând cu ora 15:45 la Refresh by Oana Turcu.